Opera Română Craiova s-a închis. Decizia a fost luată pentru reabilitarea sălii de spectacole în urma prezentării rezultatului expertizei tehnice care a fost realizată de primărie. Reprezentanții instituției au anunțat că toți cei care și-au cumpărat bilete vor primi banii înapoi. Programul artiștilor va fi reconfigurat, iar evenimentele se vor desfășura în alte săli din Craiova sau din Oltenia. Conducerea Operei Române din Craiova a anunțat că s-a dispus închiderea sălii de spectacole până când vor fi executate lucrări de consolidare. S-a stabilit ca urgență, numărul 1, consolidarea, partea de consolidare. Asta înseamnă că corpul central al liceului Carol I și al, care cuprinde și clădirea operei, va intra într-o procedură de achiziție a consolidării clădirii. Perioada în care se va realiza consolidarea clădirii nu este cunoscută deocamdată. Noi am anunțat din timp Opera Română pentru ca următoarea stagiune să-și ia măsuri din timp și să aibă timpul suficient să-și găsească alte locații. Probabil că spectacole de anvergură vor fi ținute în Teatrul Național, iar cele mai mici să fie ținute în clădirea Teatrului Colibri. Cei care au achiziționat bilete pentru spectacole sunt așteptați la agenția din clădirea administrativă a operei pentru returnarea banilor.